Bună și bine v-am găsit la un nou videoclip. În acest video vreau să vă prezint o comandă de pe Shinsai. Este prima comandă care îmi vine așa în cutie și a fost o comandă de 154 de lei. Am luat câteva haine pentru soțul meu, mai exact câteva perechi de pantaloni și câteva lucruri de la reducere mi-am luat eu, pentru că în acest moment sunt reduceri foarte, foarte mari pe site, pe Shinsai, și eu zic că este o ocazie bună să profităm de aceste oferte. Hainele pentru soțul meu le-am luat la prețul întreg, nu le-am luat la reducere, și o să încep cu pantalonii de training. Mi se părea că e ud platul. Cred că o să dau cutia un pic la o parte ca să vi pot arăta. Am luat pentru început acești pantaloni de training. Știu că par destul de mari, dar sunt totuși mărimea M. Așa. Au costat 30 de lei la preț întreg și sunt vătuiți, așa, un material gros și pufos pe dedesubt, și ei în sine sunt foarte groși. Îmi place lucrul acesta și vin așa strânși jos. La spate au un singur buzunar, așa. Și vedeți aici, vine cu acest șnur. Deci, aceștia sunt pantalonii, prima pereche. Avea nevoie și pentru lucru. Și aceasta este a doua și vă rog să mă scuzați. O să vi arăt foarte puțin, pentru că pe aceștia deja i-a probat, a ajuns ieri seară comanda, asta n-am mai putut să o filmez. Și aceștia sunt a doua pereche Blomarin, tot așa mărimea M, și tot așa sunt vătuiți înăuntru. Pe aceștia deja i-a purtat și trebuie să-i pun la spălat. La spate sunt tot așa cu buzunar și au costat tot 30 de lei. Evident că atâta eticheta se poate purta. Bun, acum ultima pereche de pantaloni pentru soțul meu este o pereche de blugi. Așa scrie, denim. Pe cameră să văd mai deschiși, dar ei sunt mai închiși. Mărimea este 32 din gama Slim Fit, mi se pare, sau doar Slim. Au costat 40 lei la preț întreg, mărimea 32 și îi vin. Deci mă bucur din suflet că îi vin. Mai are o pereche de la ei într-un albastru ceva mai deschis, tot așa îi vin. Deci îi vin perfect aceștia soțului meu. Zici că pentru el au fost făcuți, așa îți vin și la spate. Sunt foarte fain, la 40 de lei, o pereche de blugi, nu știu, prețurile mi se par foarte, foarte bune și, am spus, mai avem cu pereche și a purtat de multe, multe ori și se comportă foarte bine și la spălat și nu avem nicio problemă. Și acum să continuăm cu ce mai am în această cutie. Sper să se vadă bine, pentru că acum filmez cu un alt telefon, din păcate telefonul meu pe care l-aveam l-am spart și acum mi-am luat un altul. Sper să se vadă bine. Ia uitați ce minunății de păpucii de casă mi-am luat, pufoși, sunt așa cu iepuraș, ceva un bej este pe culoarele lor, nu știu cum o să se vadă pe cameră, cred că pe cameră se văd alb, este un bej un pic mai închis decât îl vedeți voi, foarte drăguț, așa arată și cu aceste urechi, i-am probat, adică doar am încercat și sunt buni, mărimea mea este 39-41, eu port 41 și mă bucur că sunt buni. Au costat la preț întreg 20 de lei și eu am luat la 13 lei. Un preț foarte, foarte bun, de aceea i-am luat, pentru că sunt această reducere. Așa sunt și pe talpă, cu aceste buline ca să nu aluneci. Am mai avut astfel de papucași, dar nu de la Shinsai, de la Pepco, mi se pare, și sunt tare bun de purtat prin casă. Îmi plac tare, tare mult. Pe urmă aici am ambalajul, așa a venit de... Bine, am scos o agenda, dar a venit ruptă. Mi-am luat o agendă, nu știu dacă are doar prețul de 26 de lei, dar eu am luat-o cu 16 lei, tot așa, la ofertă foarte bună. Și este această agendă, o minunăție de agendă. Ia uitați cât este de frumoasă. O să dau un pic cutia ca să o vedeți pe ea. E foarte frumoasă, așa într-un argintiu, nu știu, curcubeu. Scrie jos Shinsai 2022, vine și cu acest elastic ca să țină copertele. Are și semnul acesta și haideți să vă arăt puțin și înăuntru. Are pentru început calendar, desigur, și pe urmă ianuarie. Are fiecare lună, iar ce frumos este
făcută. Chiar mă bucur că mi-am luat-o. Aveam nevoie de o agendă. Îmi place foarte mult și este foarte, foarte groasă. Deci poți să scrii foarte, foarte mult în ea. Foarte mult. Deci chiar are pe toate liniile până în decembrie inclusiv. Și la spate, contact, tot felul de din acestea le-au făcut cei de la știință. Foarte faină agenda, foarte calitativă. Este dintr-un carton gros. Aici deja s-a aburit pentru că e cald în casă. Dintr-un carton gros. Îmi place tare mult și la 16 lei mă bucur din suflet că am cumpărat-o. Bun. Acum o să o dau deoparte și o să continui cu ce mai am în această cutiuță, pentru că era tot așa la reducere. Am luat acest burețel de make-up, nu știu dacă îl voi folosi eu sau îl voi oferi cadou, dar arată tare, tare drăguț și la prețul întreg este, era 10 lei, dar el am luat cu 5 lei, așa că la 5 lei eu zic că este binevenit un nou burete de machiaj. Și ultimele două lucruri sunt două perii de păr. Aceasta m-a revenit la această pungă, pur și simplu. Aceasta este. Nu am avut niciodată o perie de păr din aceasta pătrată. Și am zis, dacă tot am găsit acum la ofertă, la Shinsai, la doar 10 lei, să o iau. Prețul întreg era de 16 lei. După cum vedeți, dar eu am dat 10 lei pe ea. Așa arată și pe spate. Este cu steluțe, așa și cu lună. Foarte drăguță arată și trebuie aștept să văd cum o să fie când o să o folosesc, când o să mă pierdem cu ea. Inițial vroiam să iau două din acestea ovale, dar când am văzut-o și pe aceasta pătrată, am zis că e ok să-mi iau și una pătrată, pentru că tot așa n-am avut. Și aceasta a costat 16 lei la preț întreg, dar eu am dat pe ea 10 lei. Asta are așa un glitter, ceva, un sclipici. Cred că o să se vadă cât de cât pe cameră. Și este o perie de păr ovală. Ovale am avut foarte multe, toate. Cred că vreo două sau trei de la Avon, vreo două de la Oriflame. Deci perie de păr ovale am tot avut, dar era tare faină și la 10 lei am zis că să înlocuiesc peria de păr mai des, ar fi super ok. Și cam acesta a fost, dragii mei și dragile mele, comanda mea de la Shinsai. Cu câteva lucruri utile, în continuare au reduceri foarte, foarte mari și nu știu, s-ar putea să mai dau o comandă sau mai multe comenzi, s-ar putea să mai dau comandă, pentru că tot așa aș mai vrea să iau pantalonii ăștia pentru soțul meu. Au mai fost pe site, însă i-am luat și după, nu știu, câteva utilizări, 5-6 utilizări, spălări, s-au făcut mai urât, s-au scămoșat și am zis că poate să nu fie și aceștia la fel, dar aceștia îmi par ca un material mai gros, ceva mai calitativ. Așa că s-ar putea să mai dau o comandă pentru, tot așa, pentru pantaloni din aceștia. Dacă voi mai avea și lucruri, alte lucruri care cred eu că ar fi interesante, poate o să mai filmez, desigur, dacă o să mai dau comenzi. Dar până atunci, eu v-am pupat, vă doresc o zi cât mai frumoasă și vă aștept jos în comentarii să-mi spuneți cum vi se par aceste lucruri pe care eu le-am luat, cum vi se par prețurile, reducerile acestea pe care le-am prins în această perioadă și ne vedem la următorul video. V-am pupat! Pa, pa!